Regina Angliei a plecat dintre noi pe data de 8-9-2022. Am formulat așa pentru că data asta va rămâne totuși în cărțile de istorie. Azi vom vorbi despre evenimentul ăsta deloc fericit și despre reacțiile de după. Ce se va întâmpla acum în Marea Britanie după decesul ei? Și care a fost părerea oamenilor de rând și mai ales a românilor? Un eveniment ca ăsta a și creat un val de mimuri despre care o să vorbim mai încolo în episodul de azi din Care e faza. O să vă dau iar reminderul ăsta. Nu uitați să dați subscribe la canal pentru că unii dintre voi nu sunteți abonați. Dau mesaj, fug la pont. Număr banii, iau stau, ajung acasă, cântăresc. Mă pun pe treabă fest, panicat de filaje, dată nu mă opresc. Doamne, dă-mi putere, cât de gardă mă feresc. Tot de timpul stau de șase ca să fiu 100%. Bine să mă sare, știi că își așez în vârstă. În primul rând, care a fost cauza morții reginei Elisabeta a II-a? Păi, în ultimele luni se știa că starea de sănătate a reginei nu e tocmai una bună. Avea 96 de ani. Ba chiar circulau poze cu ea în care se vedea o urmă pe mâna ei dreaptă. Iar unii doctori au presupus că are o boală vasculară. Cu toate astea, modul prin care a murit a fost unul pașnic. În somn. Vă dați seama, pentru Marea Britanie e un eveniment. Au primit și câteva zile libere pentru asta, fiind o sărbătoare cu cruce neagră în calendarul lor. Chiar am vrut să știu care e părerea omului de rând din UK despre moartea reginei. Așa că am vorbit cu un prieten din Anglia, salut Verman, care are în cercul lui de prieteni mai mulți britanici și mi-a zis că nu e pentru ei mare suferință sau tragedie. Sunt ceva de genul, bă, femeia avea 96 de ani și a trăit viața și mai devreme sau mai târziu tot se întâmpla asta. Nu au fost surprinși. Ce se va întâmpla acum cu Regatul Unit? Cine va urca pe tron? Să înceapă joaca tronurilor, lupta pentru tronul de fier. Joaca tronurilor. Rata, rata, tata, Ioan Zăpadă. 7 clanuri, mafiote, 7 clanuri interlope și mămica la dragoni, toți neamuri de faraoni. Acum, serios vorbind, prințul Charles este moștenitorul de drept. El este cel mai mare fiu al reginei Elisabeta. Ce auzeați voi în povești și legende că fiul mare era următorul moștenitor nu era glumă. Și se aplică și în ziua de azi. Așa că prințul Charles a devenit la vârsta de 73 de ani regele Charles al III-lea. Cel mai probabil va fi televizată și în mormântarea reginei, dar și în coronarea regelui Charles. Acum, hai să ne uităm puțin la reacțiile oamenilor de pe internet. Hai să începem de la noi din România, unde un român deja își cere drepturile la moștenire pentru că, după spusele lui, prințul Charles a avut o relație amoroasă acum mulți ani cu măsa. Bine, clipul de fapt e vechi, dar a fost pus în contextul plecării reginei. Am acte doveditoare cu ADN cum că eu aș fi fiul prințului Charles. Pentru că acum 49 de ani, la Sighișoara, prințul Charles a avut o relație amoroasă cu maica mea, a lăsat-o însărcinată și nu a vrut să mă recunoască niciodată. Și acum am venit aici la castel pentru a-mi cere drepturile ca fiu. Să mă recunoască ca fiu. Father! Father! Papa! Help! Help! Nu fiți supărați că a murit regina, căci tocmai s-a întors regele. Te-ai dus, sora mea, m-ai lăsat la greu. Doamne. Mulți nici nu știu care e capitala Angliei și plâng pe aici după regină. Cum adică? Toată lumea știe care e capitala Angliei. Care este capitala Angliei? Rusia. În semn de respect pentru regina Angliei, o să mă joc doar la coroane azi. La polul opus au apărut și persoanele care spun că nu e ok să glumești despre așa ceva. Dar chiar nu-i mai înțeleg pentru că aceleași persoane își doresc cu nerăbdare plecarea lui Iliescu în neființă. Așa au reînviat și glumele și mimurile despre Iliescu că e foarte bătrân, dinozaurul care a prins și cina cea de taină. Spectacular evolutions in the area of Eastern Europe and the firm determination of Romania to have a market oriented economy. Alte mimuri s-au învârtit în jurul conspirației care presupune că regina Elisabeta a avut de-a face cu moartea prințesei Diana. Pentru cei care nu știu, prințesa Diana a fost soția fiului reginei Elisabeta, adică în prezent regele Charles. În 1997, prințesa Diana a murit într-un accident de mașină în Paris. La momentul ăla era deja divorțată de prințul Charles pentru că omul era player și a înșelat-o. Și toată lumea a aflat. Nici nu prea îi plăcea familia regală și se simțea singură și neajutorată. Dar publicul o iubea pentru că nu se comporta ca cei din familia regală. Așa că mulți credeau că moartea ei a fost plănuită, a fost înscenată. De aici și mimurile astea în care prințesa Diana o așteaptă pe regina Elisabeta la porțile raiului să o ia la bătaie. Sau că rămâne pe din afară pentru că nu o lasă nimeni să intre. Dar acum să fim serioși, nu contează că era regina Angliei, să o privim așa. O bătrânică de 96 de ani, mamă, bunică, văduvă, s-a stins din viață și sigur familia o să-i ducă dorul. Cam asta a fost faza cu regina Angliei. Rest in peace. Nu uitați să dați un follow pe Instagram, like, share la clip și o să vin cu un episod din care
care e faza cât se poate de curând. Plim prin cartierul Titan și dai de regina Angliei. Oh, good morning.